Nagiu, Union Felosa, fiți serioși! Nu încălcați drepturile omului! Vera Panaghiu vrea curent electric și merită! Doamna Vera, ce dispoziție aveți azi? Dispoziția tare bună, ca să-mi pui curent electric. Mă bucur foarte mult. Dacă nu, anul este la anul. V-a spus că vă pune? Au fost comisii mari de 10 oameni. Și ne-a spus. Ați câștigat. Doamna Panaghiu, ați câștigat. Cred că la judecată ai câștigat să anulez amenda, dar rest... Restul nu știu, să vedem. Eu trag nădejde. Trebuie să mergi la primăria Durlești, ceru socoteală. Da, azi ce cerem? Cerem curent electric. Curent electric de la Popov. La domnul Popov să-i îndeie, rog frumos să-i îndeie curent electric, domnul Conectați Popov. Conectați strada voluntarilor 1! Vrem curent electric la Durlești! Da, să susține familia Panaghiu. Panaghiu. Ca ei au nevoie curent electric. În orice caz, nu trebuie să încarcă dreptul omului. Mafia curentului electric! Salvarilor! Vrem curent electric pentru familia Panaghiu! E problema acolo? Care e problema? Salvarilor! E problema voastră! Rezolvați-o! Băgați pe sub pământ! Avem dreptul la curent electric! Silvia Radu, demisie! Incompetento! Asta e dedicație specială pentru domnul cu mustațe. Și vrei? Am văzut că ți-a plăcut data trecută. Ți-am dedicat specială. Răgetul, răcnetul carpaților. Da, poate să dai seama și vorbești spre mine. Am zis domnul cu mustață și ți-am zis ceva de rău. Eu pot să fac și să furc truba și iarbă în gură. Asta ce e, amenințare? Eu nu amenințare, eu pot să fac. Dar tot așa ne-ai spus nici. Asta cum? Dacă ce amenințare, ești la poliție și ești la procuratură. Auzi, eu măr pe drum, știi tu de mine. Mulțumesc pentru compliment. Auzi, știi tu de mine, ce scântă, mă, Tenina? Păi el v-a dedicat un cântec. Dar ei n-am nevoie de cântile lui. Ce aveți nevoie? Vreau să pământul la Durlești acolo. Sprășească, să fac ceva, nu știu. El nu șede, el de fapt da fără dreptul la un om. Ia n-ascult, de ce nu le tragi lumina lor? De ce nu? Dar spuneți noastră. Nu ai spune de ce. Hai spuneți noastră. Și ne-a dat voie să fac casul ca. Primărie. Sub care primărie? Durlești. La Durlești ce ziua, băieți? Și? Dar cine e responsabil? La primarul satului. Ce s-a făcut de documentele? Cred a fost legal. Voi unde ați fost 10 ani? N-are dreptul. Dacă ceva se întâmplă și arde casa, cine a să răspundă? Cine ați inspectat linii 10 ani? Mafia lui Fenosa! Dar restul oamenilor cum au conectat? Puteți să se deconectez de acolo. Dar de ce nu-i deconectează? Să se deconectează. Când? Eu știu când. Noastră știți sau presupuneți? Așa, eu știu că eu lucrez pe așa ceva. Și o să fie toți deconectați. Nu se poate deconectați pe așa tensiuni înalte. De acord, dar de ce e conectat pe ceilalți? Toate căsele, toate... De ce n-ați inspectat? Preveniți construcția. De ce n-ați inspectat? Preveniți construcția. Plouaților! Talharilor! Mafia lui Fenosa! Dar scoate să nu filmați pe persoane care iese din... De ce? Așa mi-o... Sunt oameni să bag perii... Cine-i deranjează? Cine-i deranjează asta? Mi-e rușine că lucrează la Fenosa?
Familia săracea care nu vă curăță electric. Vrem curent electric, ori plecați din țară! Lor le bine, ieși, au tătișele, au lucru, au... Acolo este, trăiește una bisericilor, bisericilor 47, da. Lucrează și la Finosa, Iașa. Da. El a pus la tăți lumină, numai da. Pe mine una m-a lăsat. Da, lasă pentru că avem pe multe acolo. Dar pe mine o pătrână, 12 ani columnarea, 12 ani columnarea. Jos mafia! Nedușunat. Jos mafia! Și ea nu ne impun neaprișină. Ministerul nu a găsit așa, regulament că să nu pui lumină. Comisii mari au fost, de 10 oameni. Și ei ne-au spus, mătușă, ai câștigat. Da, aici eu trebuie să vin cu țurul lui Iacu să-i rog pe dânșii. Lucrează cu Ispania. Domnită Moldova de la Ispania, să ție Finos atât. Nu, asta nu este Ispania probleme. Oameni moldoveni care lucrează aici probleme, domnă. Da. Da. Nu, deci nu oameni din Spania probleme. Dar moldovenii care îi lucrează aici probleme. Tratatorii, tratatoare care lucrează aici probleme. Vă rog frumos, dați-mi lumină. Vă rog frumos. Și zăivlenie am dat. Și zăivlenie am dat, doamne. Dar ce, pe dumneavoastră vă deranjează? Vă deranjează? Da, dar nu-i frumos, pur și simplu. Ce nu-i frumos? E tare frumos, asta e libertate. Dar ce-i frumos? Spuneți-mi, vă rog, ce-i frumos să faci? Ce-i frumos să faci? Ce face la socul prostie aici? El la omul ăsta nu-i sănătos aici. Dar de ce credeți așa? De ce dacă el nu-i sănătos? El apără dreptul la un om care nu are lumină. El nu face pentru el acum protest. Și pe dumneavoastră de ce vă deranjează? Când un om își apără drepturile? Eu spun, el nu-i om sănătos. Ia că-i. Dar credeți că e rușinos? Ia așa filmează cu chirtoacă cum treci strada. Băi, așează o leacă de soveți trebuie să ai. Dar dacă chirtoacă încalcă legea? Dar dacă chirtoacă încalcă legea și n-are soveste? El nu trebuie și Oleg Bregă, dar Oleg Blegu. Stați un pic, dar dumneavoastră acum nu vă rușine că vorbiți așa? Da, ia stați să vă întreb ceva. Dar chirtoacă dacă încalcă regulile circulației și traversează... Normal merge, dar ăsta hamă ca un câine. Cum adică normal dacă a traversat strada printre mașini? Băi, știți cu mine de acolo și nu mă rânișe la casă. Dar de ce sunteți așa nemulțumiți? Vă deranjează când oamenii își apără drepturile? Ce faci, el duci să lucrează undeva, nu plici. Păi asta e ocupația lui de bază. El apără drepturile omului. Credeți că asta e rușinos? Dar el credeți că la cineva îi place chestia asta. Cum adică îi place? Oamenii au nevoie drepturile lor să fie apărate. E drept, dar nu așa, băi. Dar dacă dumneavoastră vi se întâmplă ceva și vi se încalcă legea și vi se încalcă drepturile, dar ce să faceți? Dar nu așa cum el face. Dar cum? Spuneți-ne cum. Spuneți-mi, vă rog, cum să fac altfel? Cum? Dacă aveți vreo idee. Instanță, sunt... Și dacă instanța nu face dreptate și nu ajută, atunci... Ei, instanța nu face dreptate. Lasă, deci... Mă filmezi tu, parcă așa... Dar dumneavoastră ce soluție aveți? Dacă spuneți că e rușinos să fac asta, spuneți vreo soluție mai bună. Dar e ca sigur am un filmez și tu ai drept așa să... Dar de ce nu am dreptul? Ei, unii scris că nu am dreptul? Ei, bărbatul. Dar unii scris că nu am dreptul? Dormitor, da? Da, dormitor, bărbat. Dați-mi, vă rog, curent electric la Durlești. Da, mă, nu mai pot de scârbă, nu mai pot. Să trăiți voi cu lumnarea cum trăiesc eu 12 ani.
Curent electric de la Rosia din Transnistria. Din Transnistria, poate curent electric de la Rosia din Transnistria. Ia lungă, 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 electric de la Rosia din Transnistria. Ia